Viorica Dăncilă în vizită la Iași alături de ministrul de interne Mihai Fifor și de ministrul transporturilor Răzvan Cuc. Cei trei socialdemocrați nu au fost însă primiți cu brațele deschise de către ieșeni. Câteva persoane i-au așteptat pe oficialii PSD cu un banner pe care scria PSD atâta știe să ne țină în sărăcie și le-au adresat acestora numeroase insulte și lozinci de nemulțumire. Dăncilă a preferat să nu stea de vorbă cu protestatarii, despre care susține că erau susținători ai Partidului Național Liberal. Premierul, împreună cu cei doi miniștri ai cabinetului său, au participat apoi la o întâlnire cu reprezentanții unor organizații care militează pentru construcția autostrăzii A8, care ar urma să facă legătura între municipiile Iași și Târgu Mureș. Ministrul Transporturilor a declarat că realizarea șoselei de mare viteză va fi inclusă pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului Suprem de Apărare al Țării, ca obiectiv de importanță națională, în vederea urgentării începerii construcției acesteia. Premierul, alături de cei doi miniștri, a participat apoi la întrunirea Comitetului Executiv Județean al Partidului. În cadrul ședinței, Dăncilă a recunoscut că de-a lungul mandatului său a ales greșit anumite persoane pentru a ocupa funcțiile de miniștri și că s-a lovit de foarte multe refuzuri din partea lor referitoare la proiecte de investiții. În cadrul întâlnirii, prim-ministrul a făcut referire și la alianța PSD-ALDE. Eu îmi doresc ca această coaliție să reziste, nu numai până la prezidențiale, îmi doresc ca această coaliție să reziste până la alegerile parlamentare, până la alegerile generale, pentru că avem această datorie, avem această obligație, împreună am venit cu aceste obiective, cu aceste propuneri, cu acest program de măsuri pentru România și cred că împreună avem obligația să-l ducem la capăt. Viorica Dăncilă a dorit să-i dea un răspuns și liderului PNL Iași, Costel Alexe, referitor la afirmația făcută de către acesta, conform căreia 10 primari PSD din județ îl vor susține pe Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale din acest an. Lăudatul e gratis, să vedem, s-ar putea să fie invers, dar vedem, timpul va demonstra, i-a transmis premierul liderului PNL.